Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție emisiunii Brașovul Tău. Sunt Irina Palade și astăzi o să vă rețin atenția timp de câteva minute, pentru că fiind aflându-ne de fapt în plin sezon estival, ne-am gândit să venim către dumneavoastră cu un subiect muzical. Așa cum bine se știe, Brașovul este plin de talente, de la mic la mare, artiști de la copii, tineri, adolescenți, până la adulți, până la vârstnici chiar, oameni care și-au împlinit frumos visurile studiind muzica, studiind să cânte, fie că e vorba de canto, fie că e vorba de un instrument. Sunt oameni care au făcut chiar cinste Brașovului, reprezentându-ne dincolo de granițe acestuia, fie la festivaluri, concursuri, emisiuni naționale și chiar internaționale, de unde au venit cu nenumărate premii și cu multe, multe laude. Iată, astăzi am ales să ne oprim la unul dintre aceste personaje, așa l-aș numi eu, pe Denis G. Costea, pentru că îl știu de când era foarte mic, îl știu de când începuse să cânte și cânta și la saxofon, era și este un adevărat showman și cu vocea. Bine te-am găsit, Denis G. Costea, bine ai venit la emisiunea noastră. Bine v-am găsit și eu. Ce mare te-ai făcut! Da. Erai micuț, cred că acum ai 16 ani, dar 16, cred că da. Aveai mulți înainte. Cred că aveai vreo 8-9 ani de când te știu eu și când cântai și atunci foarte, foarte frumos. Așa cum am spus la început, Brașovul este plin de talente, tu ești unul dintre ele și nu vorbesc gratuit, pentru că ai reprezentat Brașovul nostru mai departe și o să ne spui tu unde și cum și ce ai făcut. Uh-huh. Cum ai început, Denis? Cum a început această frumoasă poveste muzicală a vieții tale? Păi, povestea mea muzicală a început foarte simplu la un karaoke. Efectiv, am cântat la o petrecere și cineva mi-a zis că, mamă, ce voce bună ai, și de atunci am început totul cu muzica. Da? Dar eram foarte mic, 8 ani aveam. Și de la petrecerea aia a început tot. S-au deschis toate căile cu muzica și a început. Bine, atunci nici nu te gândeai probabil că te vei îndrepta către liceul de muzică din Brașov. Nu, nici de cum. Probabil, bine, la 8 ani nici nu ne gândim da. La acel liceu. Mă rog, sunt copii care, mm-hmm, care au visuri deja bine întipărite în cațel, dar totuși ai început, așa cum ai spus, la 8 ani, cu un karaoke. Atunci nu era vorba de niciun instrument, era vorba strict de vocea ta. Da, strict de voce. Mai știi ce ai cântat atunci? Melodia aceea? Cred că am cântat Dă o fugă în oraș după domnișoare. Wow! Deci era o petrecere, trebuia să ne distrăm de tocmai de aia. Și de atunci am văzut că și mie îmi place muzica și am început ușor. Denis, trebuie să recunoaștem că tu ai... ai doi părinți extraordinari, fiind și Denis este singur la părinți, trebuie să spunem, și acești doi oameni minunați ți-au înțeles această pasiune și te-au sprijinit, nu vorbesc gratuit, fiindcă eu știu, zi de zi, ceas de ceas. Eu au venit și astăzi cu Denis aici, dar s-au dus la plimbare cât stăm noi de vorbă. Ce-au făcut ai tăi de când tu ai început să cânți? Ce-au zis? Măi, copilul ăsta, acum ce facem? Nu mai facem română și mate la școală, îl dăm la cântat? Da. Sau? Păi asta e oarecum norocul meu, că ai mei mă susțin foarte mult în ceea ce fac. Ai mei sunt pe principiu că dacă mie îmi place ceva, să mă susțină, și așa cred că ar fi normal dacă unui copil îi place ceva, familia să-l susțină în acea direcție. Ești un norocos, nu? Da. Nu chiar toți copiii au șansa ta. Într-adevăr, da. Și atunci ce au zis ei? Hai să-l ducem la canto, la Palatul Copiilor. Sau? Da, da, acolo am început. Am început cu domnul Pancea Ioan, am început la Palatul Copiilor. No, și de acolo ușor am văzut că îmi place muzica. Eu atunci eram cu sportul, eram cu jiu-jitsu, n-aveam treabă cu muzica. Și am zis că la muzică e mai bine, că nu mă bate nimeni. Mi-a plăcut mai mult. Și... Ei, poți bătu și la muzică în concursuri și în festivaluri. Da. Și ai început de atunci drumul tău, chiar nu s-a mai oprit, mm-hmm, referitor la muzică. Da. Ai continuat cu școala, că mm-hmm, este logic, dar cum ai ajuns tu de la canto la un instrument? Pentru că noi trebuie să spunem că, mm-hmm, pentru Denis Costea, clarinetul și saxofonul adiacent alt
Instrument înseamnă acum deja nu o pasiune, înseamnă muncă asiduă, pentru că ești elev la liceu de muzică și faci clarinet. Da. Păi în clasa a treia, când am făcut și alegerea să trec de la sport la muzică, le-am zis alor mei că eu vreau să fac muzică, că mi-am descoperit pasiunea și am zis că vreau să fac muzică serios, să fac ceva profesional. Și m-am înscris la liceu de muzică, nu mă așteptam să iau direct așa admiterea foarte ușor și chiar în vara aia am văzut că am fost admis și a trebuit să-mi aleg un instrument, logic, acolo, nu, când ești mic încep cu instrumente, după aia de-abia din clasa nouă poți să te muți pe canto sau pe altceva. Și de ce clarinet? Și... Că nu este un instrument foarte da, accesibil da. Pentru... Habar n-am, pur și simplu, așa m-a dus intuiția, mi-a plăcut clarinetul, mi-a plăcut cum sună și nu, am început cu clarinetul. Și de atunci studiez clarinet câți ani sunt? Păi eu am început să studiez clarinetul din clasa 5-a pentru că am avut câțiva ani pregătitori, mai ales 2 ani, da. Care am făcut bloc flote, acel fluier mic. Da. Și nu, am început ca să-mi pregătesc plămânii cu bloc flote și după aia din clasa 5-a am început cu clarinetul. Deci de 4 ani studiez clarinetul. De 4 ani studiez clarinetul și de ce saxofonul pe lângă? Saxofonul este de fapt tot un instrument de suflat. Da, da, da. Ai spus că doar notele sunt diferite și tot... Tot suflător ești și da, la saxofon, dar da. Este altceva. Uh-huh. Este altceva și cu saxofonul o să vedem imediat mai departe ce faci tu. Da. Dar eu zic să urmărim un material cu tine. Cântând la saxofon, spunem când a fost această înregistrare? Această înregistrare e de curând. Chiar săptămâna trecută am înregistrat-o cu o piesă nouă care o pregătesc acum și sper să vă placă. Ia să vedem dacă ne place, doamnelor și domnilor, să-l urmărim pe Denis G. Costea cântând la saxofon o piesă aleasă de el, după care revenim să ne spună alte lucruri din viața lui de artist și să ajungem de la saxofon la filarmonică, acolo unde ai cântat chiar la clarinet. Dar până atunci să-l ascultăm pe Denis la saxofon. How do I say goodbye to what we had? The good times that made us laugh, I'll wave them back. Oh, I thought we'd get good.
Foarte frumos, foarte frumos. Chiar ești un talent și nu vorbesc gratuit. Tu ai participat în afară de... ai un palmares deja la 16 ani, tu vei intra în clasa a 10-a, da, ai deja un palmares bogat. Ai participat și la o emisiune națională, la X Factor, da? Da, da, la X Factor, cea mai foarte recent. Pe scurt, care a fost experiența ta la această emisiune? Experiența a fost una grozavă, chiar acolo am participat cu saxonul și cu vocea și am ajuns până în bootcamp. La X Factor a fost o experiență incredibilă, adică pot să zic că oarecum m-a și format ca și artist. Am cunoscut mulți artiști, chiar dacă am fost și la alte emisiuni când eram mai mic, dar asta am înțeles-o și eu altfel, pentru că era mai mare, m-am văzut cu... A fost foarte fain. A fost prima dată când ai avut contact cu un studio, cu o televiziune națională. Nu ți-a fost frică? N-ai avut emoții? Măi, dacă nu cânt bine, dacă nu-mi iese bine partea asta? Emoții am de fiecare dată când încep să cânt, pentru că am și ideea asta că dacă n-am emoții, n-am ce să transmit. Părerea mea e că orice artist trebuie să aibă emoții ca să transmită publicului. Și da, într-adevăr, chiar am emoții foarte mari înainte să urc pe scenă. Adică am emoții incredibile, dar... Cum ți le stăpânești? Cum reușești să ți le stăpânești? Habar n-am, efectiv. Pur și simplu vine așa, da, exact, din aer. Mă apucă căscatul, nevoia la baie, toate. Dar când intru pe scenă, efectiv zici că mă transform. Exact, zici eram convinsă. Și nu, trec toate emoțiile și mă pentru concentrez. Pentru că faci ceva ceea ce îți exact. Place. Și un domeniu unde ai dobândit și succes, pentru că ești foarte apreciat. Dar de la acest saxofon pe care îl faci pe lângă, da? Clarinetul rămâne instrumentul de bază. Da. Și el te-a legat, eu cred că acest clarinet îți va defini într-un fel viitorul. Așa vezi tu, ca prin clarinet să urci. Pe, da, sigur. Nu? Să faci un conservator tot pe clarinet, da. Și să ajungi pe scena unei filarmonici. De iată că pe scena unei filarmonici deja ai ajuns. Da, da, da. Cum s-a întâmplat asta? Păi a fost un concurs la școală, a adunat toți instrumentiștii, majoritatea instrumentiștilor, și cei de la filarmonică au ales cei mai buni instrumentiști de la liceu de muzică ca să fie soliști într-un concert cu ei, să cânte alături de filarmonică. Ai avut spectatori mulți? Foarte mulți au fost, surprinzători de mulți. Noi, nici noi nu ne așteptam, cei care am fost solist, să fie atât de mulți și le mulțumim. Ai fost solist la Filarmonica, da. Brașov, pe da, scena exact. Filarmonicii la doar 16 ani și ai obținut un ropot de aplauze. Da. Haideți să vedem câteva secvențe. Am selectat un calup micuț, pentru că tu ai o filmare cu întreg concertul. Iată-l pe Denis G. Costea, interpretând la clarinet. O să vedeți ce anume pe scena Filarmonicii din Brașov. Thank you.
filarmonică, ne-am întors aici în studioul nostru pentru că vreau să te întreb, Denis, care a fost cea mai mare provocare din viața ta de când cânti pe scenă, de când, din câte am înțeles, ai un repertoriu foarte vast. Poți să cânti aproape o oră și 40 de minute non-stop, atâtea piese. Îl întrebam înainte de emisiune, dar cum de ții minte atâtea texte? Și a zis, nu contează, când le faci cu drag, deja ți se întipăresc în memorie, în suflet. Provocarea să fi fost cea mai mare la X Factor sau ai avut parte și de alte provocări? Provocări pentru mine, chiar fiecare apariție e o provocare, pentru că în fiecare apariție dau tot ce pot ca să fie cât mai bine, să mulțumesc publicul, să mă mulțumesc pe mine în primul rând. Dar da, și la X Factor, și asta cu filarmonica, asta în ultima vreme a fost cea mai mare realizarea mea pe plan profesional, că totuși... Cât o să te ajute realizările tale actuale referitor la admiterea la conservator? Da, pe clarinet e chestia că din clasa 10-a începând, sau chiar din clasa 11-a, dacă nu mă înșel, dacă voi reuși să ies în primii 3 la Olimpiada Națională pe clarinet, vei avea intrare fără examen la facultățile de muzică din România și asta e un lucru foarte important și Doamne ajută să reușesc. Doamne ajută! Deci tu îți vezi viitoarea meserie cântând la clarinet. Ce facem cu vocea, Denis? Cu vocea o păstrăm, cu vocea o să cânt în continuare, pentru că și asta e o mare pasiune mea. Chiar ziceam că dacă când o să fiu mare, dacă o să am un loc în filarmonică sau solist undeva cu clarinetul, în weekend-uri, nunțile și evenimentele nu strică cu vocea și cu saxofonul și... Da, tu deja ești foarte căutat la evenimente. Nu ne referim neapărat la nunți, botezul și așa mai departe. Normal. Ne referim la evenimente importante. De ce pleci la Baia Mare mâine? Mâine la Baia Mare am un concurs, nu e chiar un eveniment. Am un concurs important și nu, sper să iasă totul bine. Bine, atunci nu de Baia Mare am vrut eu să te întreb, stai puțin, că ai avut un eveniment când ați regizat o nuntă. Și ce s-a întâmplat acolo? N-a fost la Baia Mare asta? Nu, asta n-a fost la Baia Mare. Okay. A fost la Conacul Albert, undeva în apropiere de Brașov. Ce s-a întâmplat acolo? Păi, de curând am format și eu o trupă, o mică trupă cu niște băieți, niște prieteni de-ai mei și ne numim Acoustic Boys și acolo la Conac s-a regizat și pentru noi a fost o chestie unică, că n-am mai participat la așa ceva. S-a regizat un eveniment, un workshop, unde au venit fotografi și videografi din toată țara, ca să lucreze cu un videograf foarte bun, cu Eduard Carp și cu încă un fotograf, cu Julius, și ei oarecum au făcut workshop-ul, nunta a fost efectiv cu actori plătiți cu mine și mireasă ca să joace și noi am fost formația, noi am fost trupa. Și voi ați fost trupa care a reținut atmosfera la nuntă și ați adus muzica. Te-ai simțit, cred că extrem de important, mai ales când ai spus de videografi care au venit să învețe ce înseamnă această parte video a unui eveniment, unde clar că trebuia fiecare amănunt să fie bine pus la punct și voi să fiți așa cum trebuie. Da, exact. Noi am adus acel sclipici așa la eveniment, am fost muzica, am făcut lumea să se simtă bine. Cum te percep colegii tăi de clasă? Pentru că, nu știu, cânti la școală, le cânti vreodată, în pauză? La școală, acolo suntem o clasă plină, adică de fapt toată școala suntem muzicieni. Bine! Deci, nu, da. Toți cântă, evident. Da, normal. Dar dacă le cânți vreo piesă din asta, știți, ți-ai zis, a dus buhul că ești un adevărat showman. Cânți detașat, la saxofon, iei microfonul, dansezi, joc de scenă, tot ce vrei. Da, băi, eu am o relație bună cu colegii mei, de fapt cu mai mulți copii din școală, chiar mă înțeleg bine cu majoritatea. Și da, ne distrăm toți, fiind muzicieni, nu vă dați seama că aducem fiecare, ba chitara, ba fluierul, ba chestii și facem chestii, ne distrăm. Asta de fapt este chiar un mod de a te distra, dar vă distrați constructiv, pentru că voi munciți și repetați și învățați. Când mai are un adolescent ca tine timp liber, timp pentru altceva, pentru că nu poți doar normal, e nevoie mai și ai? De altceva. Mai ai timp așa ceva? Am timp. Încerc să-mi organizez timpul cât de bine pot. Vă ce faci în timpul liber? Păi în timpul liber îmi place să ies pe afară, să ies cu prietenii, să mă joc cu câinele. De exemplu, iarna am o pasiune de snowboard, îmi place foarte mult să mă dau cu placa și am timp liber. Încerc să-mi organizez timpul în așa fel încât să selectez și timp liber, că trebuie, nu poți numai, evident, numai muncă. S-a fost greu vreodată încât să spui că nu vrei să mai faci muzică?
Nu, și niciodată nu cred că o să-mi fie atât de greu încât să spun că nu mai vreau să mai fac muzică. Repet, clarinetul este un instrument greu. Da, și da. Și tu singur ai recunoscut asta și cu toate astea nu dai înapoi. Da, păi când e pasiune și îți place ceea ce faci, e cel mai important și o faci cu drag. Și nu cred că niciodată nu o să zic că nu mai vreau să mai fac muzică, pentru că asta mi-am ales, asta îmi place și oricât de greu ar fi, dau înainte, că nu, o să se rezolve cumva. Ce urmează în viața ta de artist? Păi, în viața mea de artist, acum urmează clasa 10-a, să vedem cum e. Aceea nu prea e viață de artist, e viață de elev destul de plină. Sper că cât mai multe evenimente, cum am zis, cu saxonul și cu vocea, pe plan profesional cu clarinetul, sper că o să se mai arate căi din astea, cum a fost cea cu filarmonica și să meargă totul din ce în ce mai bine. Și pe viitor, Doamne ajută, să vedem cine oferă viitorul ăsta, nu știu nici eu. Dar sper să intru la conservator și să continui tot cu muzica. Deci ne vei reprezenta Brașovul cu brio. Tu peste granițele României ai ieșit cu muzica ta până în prezent? Da, am fost și la concursuri prin Bulgaria. Am fost până acum, nu știu, doar online am mai reușit să ies. Bine, a fost pandemie și pandemie, da. Dar deocamdată, da, am stat mai mult în România. Care ar fi cel mai mare succes la care visezi tu, Denis, în momentul ăsta? Cel mai mare succes? Da, cel mai mare succes. Să zicem că ai terminat conservatorul, gata. Ești clarinetist. La filarmonica, nu știu care, nu contează. Exact. Așa, ce ar urma după aceea? Trupă. Trupa merge mai departe. Merge, la filarmonică ai fi angajat. Cu vocea nu renunți. Nu. La evenimente non-stop, ce ar putea să mai fie în plus? Păi să devin un artist vocal instrumental și ăla e un vis de-al meu, adică aia depinde exact ce mi oferă viitorul. Sau cum am zis, să fiu solist al filarmonicii la o filarmonică tare, abar n-am, din Viena, de oriunde. Wow. Doamne ajută, nu știu ce mi oferă viitorul, dar e bine să visăm și să ne urmărim visele. E bine să visăm și e bine să fim conștienți că fără muncă nu putem face nimic și tu ești foarte harnic, foarte muncitor. Mulțumesc. Ești foarte dezinvolt și când vorbești, ceea ce înseamnă că pe tine te-a format scena și te-au format evenimentele unde ai socializat și ai interacționat cu foarte mulți oameni. Acolo chiar la evenimentele astea nu mai ai emoții. Bine, ai emoții când cânti, dar nu e același lucru ca pe scenă. Cum te simți acolo când toată lumea te aplaudă sau când vezi că lumea se simte bine datorită ție, datorită muzicii tale? Da. E incredibil. Gen, pentru asta cred că trăiești orice artist, pentru aplauzele publicului, pentru lumea care o face să se simtă bine. Asta, când vezi feedback-ul ăsta de la public, efectiv parcă îți dă o altă putere și așa, parcă mai multă poftă de cântat și de făcut muzică. Te consider un băiat norocos? Da, pot să zic că mă consider un băiat norocos. Într-adevăr, există și muncă și asta mă consider norocos și din cauza, adică datorită familiei, pentru că mă susține foarte mult și datorită talentului care mi-a fost oferit și nu. Pentru asta trebuie să muncesc. Păi, tocmai asta mi-ar fi fost ultima întrebare pe care mi-ai anticipat-o într-un fel. Cui ai vrea tu să aduci mulțumiri în acest moment al vieții tale? Este un moment de mijloc, zic eu. Da, da. Sau poate de început, că ai în față încă multe de făcut. Da, păi în primul rând familiei mele, bunicilor, părinților, că ei toți sunt acolo o echipă, toți bunicii susțin cum pot ei financiar, cum pot ei sunt sponsorii, ai mei mă susțin la fel de mult, adică în ceea ce vreau să fac și sunt mereu de acord cu mine, mă consult cu ei, mătușa la fel, ne ajută pe acolo și nu, deci sunteți o familie. Exact, sunt o echipă minunată, ei. Exact, sunt stafful meu. Ești un staff, da, foarte exact. Bine spus. Ai un staff strong, așa. Și na, și profesorilor de la școală, profesorului de clarinet, de saxofon, care mă îndrumă și vor ce mai bine pentru mine. Denis, eu îți mulțumesc și îți urez nici nu pot să spun succese prea puțin spus, îți urez toate gândurile mele bune. Să ne întâlnim, să mă aflu și eu la un moment dat pe un scaun la filarmonică și să te văd acolo, prim solist, să te văd la evenimente, să te întâlnesc pe scenă și la emisiuni consacrate și nu numai, și să-ți împlinești visurile, pentru că
este cel mai important lucru care ne aduce în viață acea împlinire și acea bucurie nemăsurată. Mulțumesc, da. Denis G. Costea. Iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit. Să-l urmăriți așa din umbră, îl puteți găsi pe internet, pe Denis G. Costea, și dacă sunt spectacole unde el apare pe afiș, să mergeți, pentru că s-ar putea, eu mă refer la mine acum, să fim fericiți că l-am cunoscut noi, Mix TV-ul, să fim onorați că el a fost aici într-un moment de început al carierei sale, după care să ne înghesuim la autografe, Doamne ajută, peste ceva vreme. Doamne ajută! Mulțumesc încă o dată pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit. Sunt Irina Palade, toate cele bune, până data viitoare, la revedere!